Da, da. Te duci așa pe departe de el, mă, și te uiți la el. Mhm. Da, da. Nu poți trece dincolo. Ce faci? Numeri firele, mu? Câte îs? Îs 5, că am pus pentru capre. Ce îți ajungea unul sau două? Aha, te-o duru nasul, că ai dat cu nasul de fir. Nu se merită. Nu se merită să te atingi de el. Nu se merită, așa -i? Hai să te mângâi, hai da să-ți treacă, hai da. Hai da, hai. Hai. Ce ai tu? De ce mă tot împingi? Eu nu pot să dea jos de tine. Nu stai de sub mine să-ți mânci iarba. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și astăzi o păzesc pe Măriuca. O păzesc pentru că am mutat-o într-o nouă locație. Până acum i-am mult timp postat acolo, în partea aia. În curtea din față, unde nu aveam fir electric. Acolo s-o cam terminat iarba și ea de anul trecut nu s-o mai atins de gardul electric. Aici avem un perimetru împrejmuit de vreo 15 ari, să zic eu 20, în care au păscut caprele, dar iarba fiind prea mare, cea mai mare parte a ierbii îi culcată la pământ. Motivul ăsta este că caprele stau în țar cu celălalt, acolo avem un gard de plasă și au suficient ce paște acolo, iarbă mai mică, etc. Și Măriuca astăzi explorează zona asta. Suntem curioși cum va reacționa în contactul cu gardul electric. Ea s-a mai curentat anul trecut, s-a mai atins de gard și nu sunt sigur dacă își amintește sau nu regulile în ce privesc gardul electric. Deocamdată, până mă conving eu că dumneaei se comportă cum trebuie, o țin legată și cât timp va fi nevoie, o voi tot muta de la un pom la altul. În felul ăsta vreau să o obișnuiesc că bariera aia nu se trece. Acolo am cosit noi anul ăsta și a venit un vecin din sat și ne-a balotat. Avem 8 baloți de fân, bunicei, pregătiți pentru Măriuca la iarnă. Și sperăm să facem și ceva o tavă dincolo. Așa că dumneai trebuie să pască aici pe costă, unde noi nu putem merge așa de ușor cu cositoarea și unde nu-i fân așa de bun, unde nu-i iarba așa bună. Pentru că o iarbă de o calitate mai proastă, chiar dacă e mai slabă, vara fiind verde, bivolii nu sunt așa pretențios și o va mânca. Ia să vedem dacă reușim să filmăm reacția Măriucăi și dacă se va curenta cât stau eu aici cu ea să o păzesc.
Motivul pentru care stau să o păzesc este că vreau să văd cum reacționează. Vreau să mă asigur că în contactul cu gardul electric ea va fugi înapoi, nu încolo prin gard. Dacă fuge prin gard, strică gardul, am de lucru și îi pericol să rămână cu firul pe ea și să se curenteze în continuare. Dar eu sunt deja aici cu ea de vreo 10 minute și văd că se tot uită spre gard și cam pricepe că nu-i de trecut dincolo. Însă vom vedea. Ce pot să vă mai zic despre Măriuca e că trăiește în Maramureș. Am cumpărat-o acum vreo 7 luni din Rogoz și am adus-o la noi. Era o fetiță de 4 luni și ceva când am adus-o noi și am plinit un an în aprilie 2023. Acum, în momentul în care filmăm, suntem în finalul lui iunie 2023 și are un an și 2 luni. Deși suntem foarte nerăbdători să vedem cât lapte ne va da și să bem lapte de la bivolița noastră, că de-aia am cumpărat-o, nu suntem tare nerăbdători să o montăm. Să vedem cum se va comporta când va intra în călduri. Pe mine m-a păcălit asta iarnă, mi s-a părut că era cam agitată și mi s-a părut mie că ar fi avut călduri. Dar de atunci nu i-a mai dat făină, nu i-a mai dat încovată, ea mănâncă doar iarbă și fân. Pentru cei care urmăresc canalul și o cunosc pe Măriuca, vreau să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare evoluția ei. E primul bivol pe care îl creștem noi, deși bunicii mei au avut bivol la Cluj, în satul Mășcaș din comuna Chinteni. Dar eu am crescut la oraș în Oradea, soția mea a crescut la oraș în Baia Mare și iacătă ne-am făcut curaj să ne cumpărăm mai întâi niște căpruțe. După ce ne-am luat caprele, am considerat că făcând brânză avem și zer și trebuie să ne cumpărăm niște purcei. După aia am zis, ne place laptele de capră, dar avem ceva lapte mai gustos și atunci uite că cred că prin august 2022 am cumpărat-o pe Măriuca. Și de atunci, Măriuca ne dă de lucru. Nu foarte mult, pentru că o priponim de aici colo și o adăpăm. Și ne asigurăm că e bine, în siguranță, că nu așa. Are bulgărele ei de sare. Ne asigurăm că are mâncare. Și practic Măriuca, de când a început primăvara lui 2023, doar afară stă. Mai ales acum de când sunt temperaturile peste 15 grade și dacă plouă torențial, dumnea ei, zi și noapte. În față aveți grădina noastră, avem în partea aia niște cartofi, acolo niște porumb, niște vinete, niște ardei care nu merg prea bine și roșiile. Aici am niște coacăze roșii și negre. Și caprele noastre, din nou, ia uitați-le ce frumoase sunt. Dar cred că bijuteria gospodăriei noastre este această bivoliță, pe care noi iubim foarte mult. Și așteptăm. Așa, și răbdători și nerăbdători, să vedem lapte de la ea. Da, pune-te jos, pune-te jos, firul ăla ți-l trebuie așa?
Oho! No, că-i bai! E bai acolo, știi? E bai acolo! Acolo nu-i bine! No, păi așa nu-mi place! Ai văzut ce-i acolo? Te-ai dat seama, știi? Ți-ai amintit? Ți-ai amintit că nu-i bine acolo, știi? No, e bine că ți-ai amintit! Bravo, că tu ești deșteaptă! Ai grijă la fir, da? Da, da! Te duci așa pe departe de el, numai și te uiți la el! Da, da! Nu poți trece dincolo! Dincolo nu se mai poate trece! Ai văzut? Ai văzut așa, ai? No, dincolo, gata, da? Ne-am lămurit? Bun. Mănâncă iarba de aici, că ai destul. Ce faci? Nu merg firele, mu? Câte îs? Îs 5, că am pus pentru capre. Ce ți-a ajungea unul sau două? Aha, te-a durut nasul, că ai dat cu nasul de fir. Nu se merită. Nu se merită să te atingi de el. Nu se merită, așa e? Hai să te mângâi, hai da să-ți treacă, hai da. Hai da, hai. Așa, hai da. Mușchele astea te deranjează. Te-ai lămurit cu firul, așa e? Bun, bine că te-ai înțelepțit. Bravo. Te mai atingi de gard acum? Eu cred că nu te mai atingi. Acum te cumințești, așa-i? Ia vezi gardul? Îl vezi, așa-i? Gata, că am omorât după aia. Dă și tu după ele cu coda, nu sta? Ia ce mare! Da. Asta e video de astăzi. Asta e măriuca, astea sunt animalele noastre. Neapărat să ne scrieți în comentarii ce părere aveți de măriuca și de ce îi se întâmplă ei în perioada asta la noi în gospodărie. Dacă vreți să ne ajutați, să ne dați un like, să ne lăsați un comentariu, eventual o distribuire, și vă mulțumim tare mult pentru vizionarea acestui videoclip. Vă salut din Maramureș, eu Daniel, orășan la țară, și ne vedem data viitoare!